pe lângă ăștia, care adună destul de mulți membri, adică Eagle Bikers are destul de mulți membri, Coco de la Daredevil Bikers are și el destul de mulți membri. Everything changes. Care nu fac parte din niciun club, din niciun trupă, din nimic. Unii nu vor. Unii nu și-au găsit încă un loc, să zicem, să se simtă ok. Și cu asta pot să rezonez foarte bine. Faptul de a-ți găsi un loc unde să te simți ok. Pentru că dificil să-ți găsești neapărat un club în care să te simți ok. Și asta e foarte dificil. Dar clubul ăla, prin natura lui, are deja niște relații și trăiește el ca entitate într-o comunitate. Și acolo sunt probleme. În comunitatea aia sunt probleme. Și cel puțin în punctul meu de vedere, parcă asta vreau să evit. Faptul de a mă mai asocia într-un fel sau într-un fel această comunitate. Pentru că îmi dau seama, bă, da, totuși, niște lucruri sunt oare cumva evidente. Adică sunt, bă, la mintea cocoșului, adică, bă, serios. De exemplu, faci un eveniment, nu știu, 7, 8 ani, 5, 6 ediții, da? Și nu reușești să te prinzi. Nu reușești să te prinzi. Bă, metoda pe care o aplici nu funcționează. Adică nu are niciun impact, nu are nicio valoare, până la urmă. Nu are nicio valoare. Dar mă refer la un eveniment care se face aici, zonal, între câteva județe, plus câteva județe din Ungaria. Se numește Respect în Trafic. Evenimente de genul ăsta se întâmplă în tot felul de locuri. Adică motocicliștii, de mult surprins că șoferii nu-i văd, nu-s atenți, da? Nu sunt în stare să semnalizeze, taie curbele pentru că da, e greu să ții volanul în mână, prioritate ce aia? Dai drumul lui mama și mi l-a lăsat mie pe factură, deci, da, asta e. Facebook pe telefon și dă-i să sune. Păi, na, așa se întâmplă. N-avem becuri că, da, e scump. Curentul și factura, da, greu s-o plătești. Și colac peste pupă, da? Toți suntem crevi. Toți suntem grăbiți, da? Și dacă ne-am luat cu 1000 de euro o mașină din Germania, că tot s-o dat drumul la toate tigăile, să le aducem de acolo, bă, credem că, bă, ai văzut cât de Schumacher m-am trezit azi dimineață? Da, dar ce să vezi și Schumacher în comă, pula mea? Da, exact așa ajung și aia.
Problema e că uneori n-ajung ei, ajung unii motocicliști cu care se întâlnesc ăștia pe drum. Și atunci, nevoia de a face un eveniment la care să aibă totuși un impact, de a-i conștientiza pe cretini, bă, respectați regulile de circulație. Deci cam asta e ideea. Deci noi, da, o parte dintre participanții la trafic, trebuie să facem treaba poliției, că poliția nu-și face treaba, e clar. Abistoși, nu cape nicio îndoială. Poliția stă într-un tufiș ca să te taxeze, nu contează. Deci treaba ei nu-i ca să asigure un trafic ok, nu-i ca să înțeleagă cine și de ce să mișcă pe drumuri și chestii de genul ăsta. Nu, treaba ei e să aducă bani la buget. Nu-i cam asta, asta e treaba poliției. Bă, frate, trebuie să taxăm oameni, gata. Go, taxați. Nu își taxează. Deci, cam așa. Da, ca idee, scopul poliției nu îi să facă ordine în trafic. Pentru că dacă ar fi să facă ordine în trafic, ar trebui să înceapă de la chestiile astea, în primul rând, preventive. Bă, frate, nu ești în stare să-ți aprinzi becurile? Păi dacă tu vezi, asta nu înseamnă că ălalalt te vede. Înseamnă că tu vezi, ești autist în mătii. Nu ești. Ești împreună cu alții care se mișcă în aceeași sau opusă direcție cu tine. Deci aprinde în mătii becurile. Deci cam asta e ideea. Când ăsta circulă cu ușa deschisă. Deci lui nu-i sună în ureche, în că bă, e trage curentul. Nu. Sau și-a dus mașina din Germania, lovită de tăți pereții și am un mega șmecher natural. Se întâmplă și asta, nu-i spre. Curba e asta. Și nu e trebuie să-i taie, nu? Taie curba. Deci chestiile de genul ăsta ar trebui în primul rând sancționate de poliție. Nu faptul că eu am acum 110 sau 115 și pe aici nu mă pot duce decât cu 100. Deci nu asta. Asta nu are nicio legătură cu nimic pe lumea asta. Nu. Nu. Adică când tăte și tăte babele și tăți moșii vin și fac așa. Ia-i, pune-i botul mașinii. Nu vă botul mașinii extraordinar. Vă cum erem noi? Atunci, sorry, da? E la ce-ți caute pe drum. Pasă. Aia, mă, pui mei, stai acasă, circulă cu taxi, sună pe fitul să te ducă la orfelinat, la casa de bătrân sau undeva, înțelegi, dar nu umbla tu. Eu înțeleg că ești începătoare, ok, începători au tot, de ce? Sub viteza care scrie acolo, ok. Bă, dar nu unde e limită de 100, tu te duci cu 30? Tanti, a doua! Ambreiaj, a doua! E greu? E greu din moment ce tu de la până la barbă, ești tătă călare pe fucking volan. Normal că e greu. Normal că e greu. Când n-ai unde, îți trebuie, știi, mâna, ai cum să o flexezi ca să schimb viteza.
plus că piciorul n-ai cum să-l flexezi ca să pleci la ambreiajul. Deci rămâi între a treia și circul cu cât duce mașina. Adică 30-40 pe oră. Asta se întâmplă. Hai la tanti, pe mă, a doua. Nu. De ce? Dar nu merge așa, bine? Uite. Bă, pe cealaltă parte a trecut. Deci a trecut pe cealaltă parte cu toate patru roțile. Îți zicem, asta i-aș lua carnetul și 5 ani de zile mă prietenești. Cum? Nimic. Nu te apropii de nimic ce are roți. Nu tu bicicli, nu tu motor, nu... bine, cu motorul nu. Nu tu bicicli, nu, nici măcar cu roba, mă. Înțeleg? Nici măcar cu roba nu l-aș lăsa. Dar ducem calului. Nu ești în stare să iei o curbă la viteza la care ești? Merg mai încet. Mergi mai încet. Bă, nu ești în stare, nu poți. Ești incapabil. Da? Deci, normal că tu ai nevoie de un eveniment care să aibă impact într-un fel în care să se poată numi impact asupra cretinilor ăstora. Da? Bun, ok. Am mult 8 ani sau nu știu cât de rapid. Când s-au apucat băieții ăștia de făcut acest eveniment care se numește respect în trafic. Care nu, de fapt, nu e respect în trafic că să ne respectăm între noi în trafic. Pentru că ar trebui să din prima să te prinzi, că nu există așa ceva și nu poate să existe. Deci numele are legătură, bă, respectați fucking regulile de circulație. Ești azi. Că alea nu se respectă. Nu că să ne respectăm noi, că n-am știi ce să respect pe țiganul mea care și-a luat mașină din Germania și din Franța și mere cum vrea lui. N-am de ce. Ăla trebuie să știe că trebuie să respecte regulile de circulație. Și atunci evenimentele astea se fac cu ajutorul poliției, cu salvarea, smurdul, chestii de genul ăsta, primăriile sau consiliile județene prin, din județele respectiv orașele prin care se trece și așa mai departe, da? Deci toate autoritățile, în principiu, ar trebui să fie implicate în chestia asta, pentru că pe raza orașului sau județului în care se iei mari baștani naționali, se întâmplă treburi. Da? Și normal că treaba asta ar trebui să, nu știu, să aibă... Poliția trece, curvele rămân. Aveam suta la volan, dădeam la muie și plângeam. Curva era în pix, dar goală ieșită jumate pe geam. Vreo legătură cu ei. Uite, ați putea să ne cântați ceva? Cole, poliția aici pe BMW fără becuri. Da? 30 de metri între ei. A pus frână poliția, a pus girofarul, se zică, halo, bă, preț, nu să-i dea amendă, dar se zică, bă, acolo e soarele. Dacă tu vii, că imediat eu mă dau și toți încep să-i dai în gornă, că e șmecher, că ai bea mea. Vrea un altul să depășească. Că nu te vede, bă, țăranie, și nu poate să își dea seama cu ce viteză umbli tu, pentru că nu te vede, că îi bate soarele cela în ochi. Atâta se zică. Aprinde în pizda, mă, tibecurile.